Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Criza politică, ați văzut poate, criza politică în Marea Britanie. Premierul Boris Johnson a rămas fără susținerea colegilor din Partidul Conservator, care au început să demisioneze din guvern. S-a mai întâmplat și în România la un moment dat. Mă rog, deci Boris... Înțeleg că a demisionat și el. Da, din funcția de președinte al Partidului Conservator, încearcă să mai rămână prim-ministru până când o fie ales peste câteva luni altul. Cred că are ceva românesc în el totuși, nu? Dacă trage mânța de coadă așa. Da, eu sunt convins că Boris Bojo, cum mi se spune, încearcă, a zis, mai câștig niște timp. În politică e foarte important să știi să câștigi timp. Când totul se îndreaptă împotriva ta, să mai tragi de timp un pic, că poate cine știe. Nu se știe ce se întâmplă până în septembrie. Uh-huh. Vorba aia, mai sunt două luni până atunci. Habar n-am, poate reușește să rezolve o problemă. Dar, întreaga criză politică, Boris Johnson, care este destul de simpatizat în partea asta de Europa, i s-a mai iertat cu Brexit-ul cu alea, dar acum este destul de simpatizat pentru sprijinul ferm, hotărât pe care îl oferă Ucrainei, care este invadată de ruși. Rușii îl antipatizează profund. Ei bine, Boris Johnson nu e chiar atât de iubit în Anglia, în Marea Britanie. Și a fost un fel de bucurie generală când s-a anunțat că a demisionat de la președinția Partidului Conservator și că o să părăsească în principiu în septembrie și funcția de prim-ministru. Și actorul Hugh Grant, care, mă rog, este cum ar veni în opoziție, a făcut un îndemn pe rețele, pe Twitter. A zis că, având în vedere cum se desfășoară această criză politică cu Boris Johnson care se agață de scaun, mai bine ar fi toată criza politică să se desfășoare pe muzica lui Benny Hill. Și este un protestatar tradițional acolo, în fața Palatului Parlamentului, pe care îl cheamă Stephen Bray. El e protestatar tradițional. Și a luat îndemnul în serios și atunci, în zona în care se fac transmisiunile în direct, ca să se vadă frumos Westminster în spate și Palatul Parlamentului, el a venit cu niște megafoane mari de tot și a început să pleze Benny Hill. Și atunci toate transmisiunile reporterilor, BBC, ITV, ce mai e pe acolo, toate stațiile de televiziune mari care relatează despre criza politică, se desfășoară pe fundalul muzical al lui Benny Hill. Uite, noi avem de la Sky News unde se aude cel mai tare Benny Hill. A couple of things. Firstly, we need to make sure that we keep the basic functions of government going. And that's really important. There are, for example, no... Se pare genial. ...at the moment. That needs to be sorted out. Secondly, I think we need to try and select a new leader. Dați radio-ul mai tare dacă nu simțiți muzica, pentru că n-a tare cum. We need to make sure we make the correct choice, but we should do it in a reasonably quick time. In terms of Boris staying on, the convention is that the outgoing prime minister... Mie mi se pare ideea asta genială. Da. Unii reporteri își mai cer scuze pentru sunete, alții explică despre ce este vorba. Ăla difuzează Benny Hill non-stop. Auzi, dar noi ce am putea... Noi ce ar putea fi reprezentat? Băi, reprezentativ, când am, dacă am avea noi un protest, că noi nu prea mai avem proteste. Ceva vesel, nu știu, aia din Las Fierbinți, cred că ar merge. Ceva din Las Fierbinți, nu? Da, altceva nu, că nu știu dacă avem o temă muzicală de comedie care să fie atât de Casa bine Blanca, cunoscută. Punem Casa Blanca, da. De la Jessica J. Și... Dar asta cu protestatarii, cu protestatarii tradiționali, sunt țări, în Marea Britanie, pardon, în Statele Unite a existat. E un protest, cred că merge și acum, e din 1981, în fața Casei Albe. Un protest împotriva înarmării nucleare. A început în 1981, când s-a dus un nene acolo și a instalat un, da, și a instalat un cort. Și a rămas acolo. Am senzația că au o lege cumva în Washington că dacă e un protest, un loc de protest ocupat, nu pot să-l evacueze sau ceva de genul ăsta, dacă nu încurcă circulația. Și atunci ideea era să aibă permanență. Și domnul ăsta a stat acolo permanent, în cortul respectiv. Îl mai ajutau niște prieteni din când în când, când avea treabă prin oraș. Mai avea și el concediu. Da. S-a prăpădit în 2009 la locul protestului. A fost continuat de altcineva, care la fel, un protestatar care și el săracul s-a prăpădit în urmă cu câțiva ani și cred că protestul și continuă și acum. E cel mai lung protest continuu din istorie. Am auzit și noi acum, recent, pe este garul DAC sau nu? Un protestatar de ăsta cunoscut da, greu de comparat. Prezent la toate, Stegaru, sigur. El era un personaj care apărea. Da. Dar ăștia sunt altceva, ăștia sunt protest permanent, ca și cum în fața Palatului Cotroceni, să zicem, s-ar duce cineva în piațeta aia și ar zice noi protestăm față de ceva și ar sta 40 de ani acolo. Zăi seama, SPP-ul îl evacuează prima noapte. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.